Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Mehedin se aduce în atenția șomerilor din județ 118 locuri de muncă. Există joburi atât pentru persoanele cu studii medii, cât și pentru cele cu studii superioare. Cele mai multe locuri de muncă sunt disponibile de această dată pentru cei interesați de domeniul culinar. Agent de securitate, 2 posturi. Ajutor ospătar, 2 posturi. Bucătar, 4 posturi. Bufetier, 2 posturi, contabil, 1 post, coafor, 2 posturi, conducător auto, 14 posturi, dispecer, 6 posturi, electrician, 2 posturi, frezor, 1 post, frizer, 1 post, finisor, 3 posturi, femeie de serviciu, 4 posturi, gestionar, 2 posturi, inginer construcții, 2 posturi, ifronist, 1 post, laborant, 1 post, lucrător, bucătărie, 17 posturi, lucrător comercial, 1 post, menajeră, 1 post, maestru construcții civile, 1 post, mecanic utilaj, 2 posturi, muncitor necalificat, 9 posturi, mecanic auto, 2 posturi, ospătar, 9 posturi, operator hârtie, 1 post, operator calculator, 1 post, pizar, 14 locuri, sudor, 1 post, șef district, 1 post, tâmplar universal, 2 posturi, zidar, 3 posturi, vânzător, 2 posturi și vopsitor în lemn, 1 post. Totodată, în această perioadă, reprezentanții Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă organizează mai multe cursuri gratuite de calificare-recalificare. Acestea sunt destinate pentru următoarele calificări: referent resurse umane, ospătar, bucătar, lucrător comercial, zidar, tâmplar, dar și asistent personal profesionist. Informații suplimentare pot fi obținute la sediul agenției, situat pe Bulevardul Carol I, numărul 3, sau la cele 5 sedii din județ, situate în Orșova, Baia de Aramă, Strehaia, Vânjumar și Cușmir.